Bună de dimineață, prieteni! Astăzi este ultima zi din luna mai 2023, 31 mai 2023. Și știți ce m-am gândit? Am zis să vă iau astăzi într-o aventură. Așa frumos în pădure, la aer curat. Am auzit că au ieșit și bureții, lughițe, ceva hribi. Dacă este adevărat, o să descoperim împreună, o să vedeți și dumneavoastră și o să confirmăm dacă da sau nu. E prea frumos astăzi. Natura ne surprinde mereu foarte, foarte plăcut. Ce spuneți? Nu se compară cu nimic. Da, eu o să continu aventura, pentru că v-am făcut și invitație, vă iau și pe dumneavoastră, cu mare drag, cei ce urmăriți canalul meu, puteți lăsa un comentariu, un like, distribuiți, pe dumneavoastră nu vă costă nimic, doar că vă pierdeți din timpul dumneavoastră pentru prețios, eu vă mulțumesc pentru asta, iar și pe mine mă ajută foarte, foarte mult să ridic canalul și să fac lucruri frumoase și plăcute să ne bucurăm împreună. Mă puteți încuraja și provoca în același timp. Care ați făcut-o prin abonare și prin distribuire, eu vă mulțumesc. Care nu, dacă doriți să vă abonați la canalul meu, vă mulțumesc frumos. Ok, vă aștept cu un număr cât mai mare pe canalul meu și haideți să vedem ce facem astăzi. Uitați ce frumos încep să iasă. Unul aici. Dar săracii se văd că încă nu au apă și încep deja să se usuce. Și mergem pe linia asta și uite-l și pe frățiorul lui. Trebuie să fim atenți aici, că sigur mai găsim. Că au ieșit. Frumos. Nici nu m-am așteptat anul ăsta să începem direct cu hribi. Mă gândeam la hurughițe, altceva. Adevărul că natura ne surprinde mereu, nu? Ce spuneți? Frumos. Tiruri de păsările, aer curat, nu mai. Ce îți poți dori mai mult de atât? Trebuie să proții natura. Cu cât proții natura mai mult, cu
atâtea ne oferă mai mult și vom fi și mult mai sănătoși. Da, haideți să continuăm aventura. Frumos astăzi. Și chiar îmi pare bine că am venit. Vă arăt și vouă din frumuseți. Deci căutăm ribișori astăzi. Am ieșit așa la prima, cum se cheamă, verificare pe anul ăsta, 2023. Am înțeles că au ieșit hulughițele, ribișori, să vedem dacă chiar sunt. Vremea e foarte, foarte frumoasă astăzi, sfârșit de mai, chiar ultima zi din mai 2023. Și am zis să vin să vă arăt și dumneavoastră din frumusețile naturii și să vedem ce ne oferă pădurea anul acesta. Să știți că s-au făcut, încep să se facă bureții. Dacă va ploua, va fi și mai bine, dar asta cum vrea Bunul Dumnezeu, ea ne le dă pe toate. Și ca să mă credeți pe cuvânt, uitați și primii hiribișori, ce frumos au ieșit aici. Doi frățișori, doi frățișori. Ia uitați. Nu? Ce spuneți? Eram sigur că o să dau astăzi de ei, că nu aveam cum. O să pun camera așa, ca să-i pot curăța. Ar fi primii. Da, să vedem și cât sunt de ok. Culați, frumos. Un pic de vermișor, dar nu mult. Lăsăm jos. Asta deja am mâncat. Da. Ne sunt. Acum trebuie să fiu atent. E bucățica asta că trebuie să mai găsesc cu siguranță. Haideți că vă mai arăt. Uite că i-am găsit și aici, vor să iasă săracele, după cum v-am spus, apa îi împiedică. Uite cum se usucă de mic, asta e bun în schimb. Dar uitați deja, îl mănâncă viermi. Asta l-am mâncat de mic. Uite cum a ieșit, amai. Goi, în schimb e unul frumos aici. Uite cum stă. Da, dacă ar avea apă, s-ar face mult mai mult. Asta e frumos. Da, o să fiu atent aici, pe bucata asta. Că aici cu siguranță mă găsesc. Mă, că e uscat. Bun. Se vor face. Mai frumos tare astăzi.
dacă va ploua, va fi bine că vor ieși. Vor săraci să iasă, dar nu au apă. E foarte uscat în pădure. Am găsit mulți mici care de-abia ieșeau, dar plin de ver, pentru că nu au apă. Dar oricum ne bucurăm de privirea asta frumoasă, ne bucurăm de natură. Aerul ăsta bun și curăț care îl tragem în plămâni. Curățăm și noi filtrele. Și o chitoarcă săracă se usucă și ea se usucă. N-ai ce face. Ca totul e uscat. Poate a dat drumul bunul Dumnezeu și va ploua un pic, că dacă nu plouă nu pot ieși, că le trebuie apă. E cald, e cald și seara. Ar avea temperatura optimă, numai că trebuie un pic de ploaie. Da, da, mai ne plimbăm prin pădure și sper să mai găsesc ceva vără și dumneavoastră. Mic, dar se usucă de mic, pentru că nu are apă. O tălcumese, dar nu are apă, nu poate crește. Aici ar fi în zona asta. Se vede, dar dacă nu are apă, nu se fac. Trebuie un pic de ploaie, poate. Dumnezeu se va îndura. Mai găsim câte unul. Ce frumos cresc. Stai frumosel. E frumosul. Uite-le-a. La mușculeță s-a avut apă aici. A crescut bine. Așa pe linia asta trebuie să mai fie, numai că trebuie să-i caut așa ușor. Atent! Da, zilele astea dacă vine o ploiță, va fi bine, bine de tot. Da, e frumoasă ziua, nu? Ce spuneți? Încetul cu facem de o popică, de o tigăiță, alalaur. Hai, cred că v-am convins să veniți și voi. Cam asta a fost aventura mea pe astăzi. Dacă plouă zilele astea, vom reveni. Cu siguranță va fi mult mai bine. Dar măcar m-am convins și ne-am convins că, da, într-adevăr, ribii au ieșit anul ăsta mai repede decât s-a putut aștepta. Eu mă bucur de ieșirea pe care am făcut-o în pădure pentru aerul curat care mi s-a oferit gratis. M-am încărcat de energie. Mă duc acasă liniștit.
mai fac câteva pași așa prin tot lume, să mai admit că iarna a fost destul de lungă și nu mă prea am fost în pădure. E frumos. Da, ok. Vă aștept la următoarea mea aventură și vă rog, cei care urmăriți canalul, cei care dau din întâmplare de canalul meu YouTube, vezi bună plăcere, abonați-vă, un like, distribuiți. V-am spus, pe mine m-a ajutat foarte mult să redic canalul, pe dumneavoastră nu vă costă nimic. Eu vă mulțumesc și vă aștept și tot la viitoare. O zi bună!